Pandemia de coronavirus a dat întreaga lume peste cap și, dacă în anumite domenii a făcut numai probleme, în altele s-au întâmplat și lucruri bune. În Maramureș, de exemplu, activitatea instanțelor a fost regândită. Atât magistrații cât și avocații își desfășoară în prezent activitatea aproape normal, dar acum există mai multă disciplină față de perioada anterioară pandemiei. Se judecă în totalitate toate cauzele, că sunt civile, penale sau comerciale. Singura diferență față de etapa anterioară pandemiei este că activitatea este mult mai organizată, în sensul că cauzele sunt stabilite pe ore, lucru care spun eu că ne ajută foarte mult datorită faptului că avem acum, în sfârșit, avem o programare a cauzelor, adică nu se impune să stai la un anumit complet de judecată o jumătate de zi ca să poți să-ți iei o cauză. Cauzele sunt stabilite pe ore, relativ se respectă orele cu mici decalaje, pentru că este normal. Se întâmplă așa, dar în marea majoritate a situațiilor orele sunt respectate. Pandemia le-a dat emoții și avocaților care au avut rețineri să intre în sălile de judecată, cel puțin la începutul acesteia. Desigur, ținând cont și de faptul că cele două luni de zile, respectiv după data de 17 martie 2020 până în 15 mai, nu s-a lucrat efectiv, dar cauze au fost destul de multe, mai mult în vara anului 2020, în luna iulie, s-a lucrat în regim normal, deși eram obișnuit cu vacanța judecătorească care începe la 1 iulie și se termina la 1 septembrie. În ceea ce privește cazurile, decanul Baroului Maramureș a afirmat că au scăzut față de 2019, dar nu cu mult. Au cerut amânări, dar după 15 mai 2020, timid au început să vină la cauze și acum ne-am obișnuit și ne-am adaptat. Am înțeles că trebuie să conviețuim cu acest virus. Viața trebuie să meargă înainte, să desfășurăm activități lucrative și justiția nu trebuie să oprească. Așa că și în acest domeniu se pare că se aplică aforismul: în tot răul e și un bine.